Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Sfârșitul lunii decembrie va fi marcată de o eclipsă solară în formă de inel, care va avea loc pe 26 decembrie începând cu ora a 7 și 17 minute. Luna se va afla între Pământ și Soare, blocându-i lumina acestuia, dar se va afla la o distanță destul de mare de Pământ deci discul său nu va închide completă discul soarelui, ci va ajunge în interiorul discului solar. Pământul va rămâne în umbră parțială, astfel încât nu va exista o umbrire puternică. Deși nu se va vedea peste tot, și chiar deloc în România, influența sa energică se va resimți peste tot. De această dată se va produce o eclipsă în semnul Capricornului, sub auspiciile elementelor Pământului o atenție deosebită ar trebui acordată domeniului finanțelor. Astrele te sfătuiesc să nu cheltui mulți bani în această zi, să nu faci chiar niciunice achiziții impulsive. Trebuie să ai grijă să nu fii înșelată. La nivel psihologic, în timpul unei eclipse solare, controlul conștiinței asupra subconștientului este întrerupt. Aceste lucru poate provoca o reacție necontrolată în psihic, anxietate inexplicabilă, disconfort la nivel social, participarea lui Jupiter la eclipsa solară din Capricorn indică faptul că această eclipsă va atrage în viitorul apropiat schimbări sociale importante, schimbări în economie, structuri de guvernare, legislație, sistemul judiciar. Putere va afecta imaginea, reputația, popularitatea și faima oamenilor publici, politicieni, actori Lideri de afaceri, între 25 și 27 decembrie, ne așteaptă probleme în relațiile cu oamenii. O eclipsă în Capricorn este întotdeauna un mare risc pentru cei care nu aleg expresiile corecte și sunt concentrați pe ei înșiși. Comportamentul egoistă nu trebuie să se transforme în unul provocator. În același timp, trebuie să înveți să spui nu, pentru a nu pierde timpul în conversațiile inutile invidia, gelozia, resentimentele vor deveni emoții foarte periculoase. Dacă la momentul eclipsei aveai deja o fisură în relațiile personale, este mai bine să nu provoci scandaluri. De asemenea, în niciun caz nu încerca să rezolvi lucrurile cu oamenii din jurul tău. Trebuie să fii cât mai calmă și echilibrată. Cu intilul soarelui și Neptunului vor schimba ușor situația într-o direcție pozitivă. Acest aspect face ca oamenii să fie mai colectați și, de asemenea, ajută la realizarea ceea ce este planificat în ciuda obstacolelor. În timpul unei eclipse solare, se recomandă să ceri ajutor Universului. De exemplu, eclipsa poate ajuta la eliminarea din viața a tuturor lucrurilor inutile sau la îndeplinirea dorințelor tale cele mai puternice. În cazul în care dorești ca visele tale să devină realitate, Scrie un plan pentru realizarea lor chiar în această zi. Ți se recomandă să refuzi toate produsele alimentare de origine animală, timp de trei zile înainte de eclipsă. Da, știu este Crăciunul și vei avea probleme nu numai cu sarmalele. Cu o oră înainte de eclipsă este bine să cureți casa de negativitate. Acest lucru se poate face cu o lumânare de la biserică. Stai în fața ușii de la intrarea în casă, aprinde o lumânare și mergi cu ea în sensul acelor de ceasornic în jurul casei. În timpul acestei acțiuni, este necesar să rostești sau să citești rugăciunea Tatăl nostru. Scrie de asemenea, pe o bucată de hârtie tot ceea ce te chinuie, toate resentimentele față de alți oameni pe care încă nu ai reușit să le dai drumul. După ce faci acest lucru, arde hârtia care conține lista. Cu câteva zile înainte de eclipsă, Cumpără un ghiveci cu flori frumoase ale plantei tale preferate. În dimineața zilei de 26 decembrie, pune șapte monede sub fundul ghiveciului, în farfuria acestuia, pune planta peste aceste monede, spunând aceste cuvinte, sub cei șapte stejari, în valea din spatele câmpurilor, stă un bunic cu o barbă cenușie. El și-a cumpărat avera, mi-a încredințat o mie. Lasă argintul și aurul să curgă spre mine. Pe măsură ce stejarii cresc puternici, va veni bunăstarea mea. Amin. Cuvintele acestea prețuite trebuie spuse din inimă, deoarece acesta trebuie să fie pronunțate la fiecare udare în următoarele șapte zile. Atâta timp cât plantata de bani înflorește și miroase adulce, nu va trebui să-ți faci griji pentru starea materială, iar norocul va fi în oaspete frecvent în casa ta. Nu uita să faci o baie sau un duș chiar înainte de eclipsă. amintește că eclipsa coincide cu luna nouă și apa te va ajuta la spălarea negativului și atragerea stării de bine. În primele minute ale eclipsei solare, este recomandat să notezi absolut tot ceea ce visezi sau ce vrei. Știi că universul te va auzi cu siguranță dacă îi ceri ajutor. Cu toate acestea, nu uita că nu poți cere lucruri care pot dăuna oamenilor indiferent cui, gândurile tale ar trebui să fie curate. Cere doar ce te va ajuta pe tine sau pe alții. Petrece timpul eclipsei soarelui în meditație sau rugăciune. Fii absolut calmă și eliberează-ți minte de gânduri negative, ranchiună, regrete. Sta cel puțin o jumătate de oră în pace și liniște. Poți face aceste lucruri cu o lumânare aprinsă. Încearcă să nu pleci de acasă 24 de ore de la eclipsă a doua zi poate fi periculos și dificil, în special pentru persoanele sensibile și vulnerabile. Regii situației după eclipsa din decembrie vor fi racii, balanțele, săgetătorul și vărsătorul. Aceste semne se pot aștepta la schimbări semnificative în viața personală, precum și la cunoștințe neașteptate și chiar extraordinare. Situația cu scorpionii și pești este mai puțin reușită. Aceștia vor fi sub controlul strict al superiorilor lor, ceea ce îi va împiedica să atingă unele obiective personale. Toate celelalte semne zodiacale trebuie să aibă răbdare și să-și asculte intuiția. Pentru o previziune mai detaliată a semnelor zodiacale, vizionează horoscopul pentru anul 2020.